Joi, temperaturile vor scădea puțin față de zilele trecute, dar vremea se îndreaptă simțitor. Precipitațiile nu își vor face apariție, doar vântul încă mai rămâne alert, local și temporar, unde va sufla până la moderat. Vom avea parte de un cer senin atât ziua cât și seara, iar soarele va străluci pe tot parcursul zilei. Maximele termice ale zilei sunt în continuare cu mult mai mari decât normele perioadei, cu valori până la 19 grade în Giurgiu. Seara temperaturile coboară până la 6 grade, iar vântul va scădea în intensitate. Izolat, dimineața și seara vor fi condiții de ceață, iar presiunea atmosferică este variabilă. Astfel, în Giurgiu vom avea următoarele temperaturi. Bolintin, 19 grade, Hotarele, 17 grade, Comana, 17 grade, Mihăilești, 17 grade, Ghimpați, 19 grade, Izvoarele, 18 grade și Giurgiu, 19 grade Celsius. Vântul va sufla cu 20 de km pe oră din direcția vest-sud-vest. Presiunea atmosferică este de 757 mm coloană de mercur. Dunărea este în creștere cu 5-15 cm, iar cota probabilă este de 224 cm. Umiditatea este de 65%.